Am revenit cu domnul profesor Alexandru Narbitoru să vorbim despre așezările, despre locuințele acestor locuitori ai culturii de pe malul drept al Dunării, Lepenschivir. Îmi spuneați dumneavoastră ca un fapt așa interesant că încălzirea lor se făcea prin pardoseală. Ce sistem aveau. Se spune de multe ori și am tot spus în emisiune și alături de dumneavoastră că au fost primitivi, că nu cunoșteau multe lucruri, dar iată cât suntem ne dovedesc și prin arhitectură și prin... că nu erau chiar atât de primitivi. Da. Așa cum spuneam, cunoștințele acestea de matematică destul de avansate pentru acea perioadă, pentru că nu acceptăm ideea că puteau să aibă astfel de cunoștințe. Interesant este forma locuințelor, aceea trapezoidală. Există și o reconstituire, cu care eu nu sunt de acord, a unui artist plastic care avea și cunoștințe de arheologie, dar o putem prezenta. În materialul care vi l-am trimis se află și această reconstituire pe baza formei locuințelor. Interesant e faptul că această formă reproduce o stâncă aflată pe malul celălalt al Dunării, care are de asemenea formă trapezoidală. Deci e posibil să reprezinte reproducerea acestei... Dar, domnule profesor, cum era împărțirea locuințelor? Au o împărțire anume? Sau... Da. Exista o anumită împărțire. În centru, am spus că existau acele clădiri cu destinație specială. Nu aveau destinația de locuință, ci probabil clădiri pentru membrii comunității. Apoi, pentru diferitele etape de evoluție a situlului, observăm gruparea lor în jurul a ceea ce specialiștii au numit niște piațete, locuri în care probabil că se întâlneau membrii comunității. Fel de agora. Da, un fel de agora, da, așa cum a spus. Existau zone speciale unde era curățat peștele, era tranșat vânatul, unde erau confecționate uneltele. Foarte disciplinată această... Da, pentru că spațiul era limitat și atunci trebuiau să-l utilizeze foarte bine. Nu își permiteau să irosească acest spațiu. Iar în centru se afla portul, locul în care se aflau embarcațiunile, pentru că erau pescari. Erau s-au descoperit și din păcate nu, dar știm sigur că în acea perioadă existau monoxilele, acele bărci scopite dintr-un trunchi de copac cu ajutorul focului. În alte regiuni nu aveau alte embarcațiuni mai mari. Puteau să aibă și o plută. Da. De ce nu? Dar mai degrabă foloseau aceste monoxile. Deci locuințele erau așezate astfel încât să ofere accesul ușor spre și dinspre portul care deservea așezarea. Da. Interesant. Deci spuneați că erau astfel de 100 de locuințe. La un moment dat, chiar peste 100 de locuințe, deci o populație destul de numeroasă, da, care putea să numere la un moment dat câteva sute sau poate chiar 1000 de locuitori. Dacă îi mai adăugăm și pe ceilalți de pe malul celălalt al Dunării, da, cu care sigur aveau au fost și relații, au fost și legături, așezări, pentru că da, și acum sunt... Au fost și așezări contemporane. Cel care a cercetat așezarea de la Lepenschivir avea nevoie de încă o așezare contemporană cu asta ca să poată să demonstreze teoria sa cu privire la trecerea aceasta de la mezolitic la neolitic. Și a găsit o astfel de așezare câțiva kilometri mai jos pe Dunăre, la Vlasaț. Din păcate, acolo cercetările nu au putut fi duse la bun sfârșit, dar situl a rămas sub apele Dunării inundat. Și în anul 2002, când Dunărea a scăzut foarte mult, un pescar din zonă a recuperat câteva obiecte foarte interesante din acea așezare. Da, într-adevăr, de-a lungul istoriei, Dunărea a putut fi, la un moment dat, să spunem, o barieră împotriva năvălirilor sau inamicilor de orice fel, însă nu neapărat să despartă separat, ci civilizația să fie o axă a unei civilizații. Mai ales că erau pescari și Dunărea nu îi speria nici. Cultura gândiți-vă că s-a întins atât la nordul cât și la sudul Dunării și alte manifestări din... Neolitic, eneolitic sau chiar din epoca bronzului. Predomină aceste descoperiri, aceste sculpturi despre care vorbeam, interesante, și cred că nu se mai găsesc în alte spații. Nu da, mai spuneam să... că reprezintă prima manifestare a unei arte monumentale din Europa pentru acea perioadă.
Unele reprezintă acest personaj mitic, probabil un zeu al râului, cu trăsături de om și de pește, dar altele au și alte forme. Una chiar m-a frapat, avea forma unui ou, oul primordial, îl spune Mircea Eliade, da, din care a pornit totul. Exact, da. Atunci vorbim, să vorbim și despre un cult, cultul morților aici la, da, este la atestat, ei și poate despre viața spirituală, despre cum erau înmormântați. Mai spusese un lucru interesant referitor la înălțimea lor, la statura oamenilor. S-au făcut analize antropologice pe baza acestor resturi osteologice. Își îngropau morții chiar în așezare. Probabil că unii dintre ei, membrii mai însemnați, erau îngropați chiar în apropierea locuinței. Avem atestat și avem atestate și depunerea de de cranii în apropierea vetrei, un cult care va fi atestat și pe perioada neoliticului. Îl punem în legătură cu acest cult al strămoșilor. Morții în general erau așezați pe spate sau într-o poziție chircită. Interesant e faptul că la un moment dat avem și un mormânt care pare să reproducă aceeași formă trapezoidală a locuinței. Poate o să-l și prezentați, o să și prezentați imaginea. Și putem să punem în legătură acest mormânt cu locuința și cu vatra aflată în interiorul ei. Pe mine ce mă interesează, domnule profesor, să le spunem telespectatorilor dacă există un inventar aparținând acestor inventarul este destul morminte, de sărac. Și asta ar putea să arate poate și împărțirea socială. E greu de spus asta. O altă controversă reprezintă această ierarhizare socială. Probabil că membrii cei mai respectați ai comunității aveau parte de un anumit tratament, un tratament diferențiat față de ceilalți. Așa cum spuneam, inventarul nu reflectă o astfel de diferențiere socială sau e greu de spus. Sau, mă rog, da, nu sunt chiar așa interesant, însă diferențe mari, distanțe mari între categorii. Observat de antropologi, faptul că aveau o statură mai înaltă decât comunitățile neolitice din acea perioadă, dar similară cu aceea pentru alte populații din mezolitic și paleoliticul superior din aceeași etapă. Și de asemenea, clavicula stângă, fapt care a fost pus cu, era mai dezvoltată, fapt care a fost pus cu practicarea anumitor activități în care foloseau cu predilecție mâna stângă. De asemenea, în ceea ce privește dieta, s-a constatat o oarecare deficiență a calciului, pus pe seama alimentației, alimentația pe care o aveau, bogată în pește, în anumite dar nu produse, erau dar crescători nu, de animale. Exact, și mai puțin calciu sau în anumite perioade ale anului. Unii spuneau că spre sfârșitul perioadei de iarnă se constata această deficiență în alimentație, în momentul în care se epuizau resursele stocate pentru de asemenea, ar fi interesant să știm și care era media de viață, dar asta aici e greu, probabil. Nu știu că s-a scris despre acest lucru. Nu s-a scris, dar ce s-a constatat că majoritatea erau indivizi adulți, de 30-40 de ani, cam asta era, de foarte puțin depășeau vârsta aceasta. De altfel, și erau și, destul de ca sănătoși. Ca și ceilalți din în alte așezări mezolitice. Din perioada respectivă. Că, sau din neolitic, să știți, cam aceeași medie de vârstă pentru indivizii adulți, de 30-40 de ani. Dar nu e exclus ca anumiți indivizi să fie atins și vârste mai înaintate. Ați adus și anumite lucrări aici. Noi obișnim să mai aducem și volume și dumneavoastră ați adus mereu. Lui Gordon ce ați găsit acolo? Am văzut că vă spuneam că m-a frapat ceea ce citisem la Vasile Voiculescu, Pescarul Amin, și ceea ce am văzut acolo, acele sculpturi prezentând trăsăturile omului pește. Am putea să prezentăm, dacă avem timp, un fragment din această lucrare din Pescarul Amin. E vorba de strămoșul legendar al acestui pescar, despre care îi se povestise încă din copilărie. Urcase din alte lumi de ape de departe, se altoise cu băștinașii și întemeiase între brațele fluviului neamul cel tare al aminilor și le dase lege să nu se atingă de moruni. Apoi pierise fără urmă într-o furtună. Așa explica, sau cel puțin asta era tradiția transmisă în neamul acesta de pescari de la gurile Dunării.
Avem de-a face aici tot cu o comunitate de pescari, care spuneam că avea o strânsă legătură cu mediul ambient, cu animalul dominant din acest mediu, care era peștele. Specialiștii au reușit să determine și ce specii de pești erau pescuite. Interesant e faptul că somnul era cel mai pescuit și să știți că atingeau dimensiuni impresionante. Eu am văzut pe șantierele neolitice din acea perioadă vertebre de somn care ar fi aparținut unor exemplare de câteva sute de kilograme. Întrebarea e cu ce îi prindeau. Da, da. Da, deci probabil că aveau anumite... Fel de harpon ceva. Da, cu da. Harpon, coșuri, năvoade, cârlige. Cu atât mai mult să-i acorde, să spunem, acestea o caracteristică de divinitate, de zei, zeii mării, zeii pești. Zeii râului, da. Zeii râului, pește sau da. Strămoșul, strămoșul mitic. Da, al, dacă spuneți că erau, și crapul, erau și crapul era, dar somnul atingea, da, pe dimensiuni mult mai mari decât în ziua de astăzi. Cel puțin eu n-am văzut vertebre de la astfel de exemplare de câteva sute de kilograme. Și probabil că erau considerați normal de trofee, ca și acum, de altfel, dacă erau... Da, oricum anumite se, păstrau, evenimente se păstrau legate în locuințe de... aceste, aceste vertebre, nu erau aruncate. E posibil să fie avut o anumită importanță în cadrul vieții spirituale a comunităților respective. Da. Am vorbit de alimentație și am vrut să vă întreb atunci despre ceramica acestor. Da. Pentru că de multe ori cultura este reprezentată paradox, de pentru că în mezolitic ceramica, nu avem ceramică. Da, exact. Da? Exact. Avem neolitic aceramic, da. Protoceramic, înainte de apariția de folosirii ceramicii, dar există celelalte trăsături, cultivarea plantelor, domesticirea animalelor, locuințe stabile. E, aici avem un mezolitic care folosește ceramica. Interesant. Dar să nu uităm că această cultură a fost contemporană cu primele comunități neolitice care s-au stabilit în regiune, Protosesclo. Ați văzut care... această ceramică? Da, în muzeu. Hei, de pipăit, nu, pentru că nu se atinge da. Exponatele. Cum este? Cu incizii? Cum este? Are degresant în el? Din ceea ce am văzut eu, este o ceramică de bună calitate. Presupun că a ajuns acolo, nu era neapărat confecționată de către, deși nu era imposibil să fie confecționată de către membrii acestei comunități, probabil că ajunge acolo pe calea schimburilor. E posibil, da. Foarte probabil, fiind pescari, dădeau probabil pește sau alte produse în schimbul cerealelor, animalelor sau ceramicii pe care o aveau dar vecinii. Ideea este că au fost depozite, găsite depozite. Da, ceramica este prezentă în... majoritatea acelor niveluri de la Lepenschivir și exemplare foarte frumoase, exemplare întregi, de fapt acolo sunt expuse în muzeu. Da. Nu e exclus că acea ceramică să fie avut o destinație cultică, pentru că unele dintre vase prezintă trăsături antropomorfe. Da, ați văzut acel vas globular cu toartele sub forma unor mâini care sunt puse pe lateralul vasului respectiv. De ce nu? Poate chiar un cult al fertilității, așa cum observăm și pe o serie de sculpturi din acea perioadă. Deci asta ar fi cea de-a treia componentă a vieții spirituale, fertilitatea, și acest cult îl avem atestat în special la comunitățile neolitice, cultul strămoșilor, de asemenea comun și la unii și la alții, și un cult al animalului dominant din mediul ambient, fapt care este propriul mezoliticului. Da. Deci trăsături și de la și din neolitic și din mezolitic. În materialul pe care mi l-ați trimis am văzut că e vorba la un moment dat de o mutare a acestui sit și nu înțelegeam practic cum a fost mutat. Da. În momentul și ce de s-a întâmplat față, cu situl, locul unde s-a veche. Aflat acest sit este acoperit de apele Dunării. Pentru că descoperirea prezenta o importanță foarte mare, s-a decis strămutarea întregului sit, aproximativ 30 de metri mai sus. Și dacă ar mai fi fost de cercetat? Cercetarea care s-a făcut atunci a vizat epuizarea întregii. Cum au mutat totul, absolut au totul? Au mutat și totul, morminte și tot, cu morminte, cu vetre, case, cu locuințe, cu tot, totul a fost o reconstituire, înseamnă că a fost... Până la urmă a presupus și o reconstituire. Și o finanțare mare. Sigur, sigur că da. Deci la ce distanță s-a mutat? E vorba de a fi amplasat situl undeva
unde să nu fie afectat de apele Dunării. Vă spuneam că aproximativ 30 de metri mai sus. Și când atunci, în anii 70? În anii 70 s-a făcut. Inițial, locul a fost protejat doar de o copertină. Muzeul adăpostea, un muzeul din apropiere adăpostea doar obiectele care au fost descoperite. Pentru că, vă spuneam, în anii 2000, Ministerul Finanțelor din Serbia să fi construit această clădire impozantă care se remarcă în momentul în care treci prin această zonă superbă care este reprezentată de, de fileul Dunării. Spuneam că se detașează, se încadrează foarte bine în, în peisaj. Ar merita construit un astfel de muzeu și la Gumelnița, spunem noi. Suntem invidioși de fiecare dată când vedem ce descoperă Bulgaria, câți bani noi se investesc în Bulgaria și iată și în Serbia. Și se și scot bani. Și se și scot, pentru că aici este intrarea 20 de euro la acest muzeu și chiar vreau să spuneți de ce vine atâta lume să viziteze acest muzeu. Ce vi se pare atât de interesant? Situl este faimos. Noi nu avem și noi... Avem. Dar nu sunt puse în valoare. Nu sunt puse în valoare, nu avem acest spirit mercantil, ca să zic așa, să știm să ne punem în valoare bogățiile de care dispunem. Și istoria, practic. Și istoria. Vă spuneam de acel muzeu de la Oltenița, care riscă să-și piardă locația, clădirea, o clădire de patrimoniu, a fost revendicată și ce se va întâmpla cu acest muzeu. Muzeul Țăranului, creat în 1906 de regele Carol I, doar comuniștii i-au dat altă, la un moment dat au făcut muzeul Lenin Stalin și muzeul comunismului, Partidul Comunism Român, dar totuși nu l-au desfințat. Acum vor să îi trimită cu obiecte, cu cercetători la Muzeul Satului și această clădire să fie pentru altceva, alte destinații. Deci asta putem să facem și noi, să creăm alte instituții, alte situri care pot fi vizitate, nu putem, nu reușim. Da, din păcate nu știm să punem în valoare și de multe ori se și distrug, se degradează. Gândiți-vă că nici la Sarmizegetusa n-am pus în valoare acele vestigii. Citeam undeva aici, în acest material, despre subiectul unor dezbateri științifice controversate și numeroase, găsit la Muzeul Național din Belgrad, textul acela. La ce se referă această controversă? Referitor la Lepenski-Vir și la spune că Lepenski-Vir este în mod constant în centrul comunităților științifice și unor culturale naționale și internaționale, precum și subiectul unor dezbateri științifice controversate. Și aici vreau să vă întreb la ce se referă această controversă. Sunt mai multe puncte sau mine subiecte controversate legate de Lepenski-Vir. Un posibil subiect ar fi reprezentat de așa numita scriere descoperită acolo, pentru că spuneam că nu toți cercetătorii sunt de acord. Un alt... Ea există și iată că nimeni n-a putut să spună măcar să desușească o literă sau un semn. S-a propus la un moment dat și o descifrare a acelor semne. Dacă sunt pictograme, atunci ele pot fi descifrate, pot fi citite. Dar vă spuneam că nu toți cercetătorii sunt de acord. De asemenea, legat de încadrarea acestei culturi în mezolitic sau în neolitic. Iarăși este o dezbatere, o controversă în legătură cu asta. Și bineînțeles, legat de încadrarea cronologică, culturală, sunt foarte multe chestiuni care în continuare sunt controversate, sunt dezbătute de ne-ați adus aici și volumul Gordon Child, Lucrarea civilizației. Da, în care nu apare Lepenski-Vir pentru că încă nu fusese cercetate. Când a fost publicată aceasta? În perioada interbelică, între cele două războaie mondiale, deci cu mult înainte ca așezarea de la Lepenski-Vir să intre în dezbaterea. Dar ei, sârbii, au publicat până acum, pentru că dacă s-a cercetat în 1965-1970... Cel care a publicat a fost chiar descoperitorul, Srejovici, a publicat o lucrare care se numește chiar Lepenski-Vir. Noi nu avem tradus. Rămâne de referință, din păcate nu. Da. Ar fi foarte interesantă, mai ales pusă... Sigur, mai ales că avem Schela Cladovei, da. Da. Probabil că urmează... Aici cercetătorii, eu cred că ar trebui să facă acest studiu împreună. Să colaboreze, exact, pentru că sunt multe puncte de interes, așa cum am văzut noi, această cultură se întinde pe ambele maluri ale Dunării, deci avem și la noi manifestări aparținând acestei culturi. Și la Mehedinți s-au finanțat cercetări arheologice, consolidări Și trebuie să spun că Schela Cladovei nici ea nu mai este accesibilă,
tot datorită inundațiilor și pericolului reprezentat de apele Dunării. Dar acolo nu s-a salvat nimic și nu s-a mutat. A fost acoperit cu ciment. Nu s-a mutat, nu s-a salvat, dar a fost acoperit cu ciment pentru a consolida calea ferată care face legătura cu Timișoara. Se păstrează sub acest ciment, da, ciment. Sub ciment, da. Acum cât de bine se păstrează. Să sperăm că s-au luat toate măsurile pentru ca așezarea să fie... De pe un mal și pe altul al Dunării. Da, până la urmă, cale ferată s-au sit și s-a decis că e mai importantă calea ferată. Da. Poate că așa e mai bine, de ce nu? Oricum, important e faptul că s-au făcut cercetări acolo și aceste cercetări au fost valorificate prin publicații de specialitate în țară și în străinătate. Și un arheolog britanic a săpat acolo la Schela Cladovei, alături de Boloneanț, încă de prin anii 90. E vorba de Clive Bonsall. Și a publicat ceva? Da, sunt publicate cercetările lui. Pe internet nu prea găsești mare lucru despre această cultură Lepenski-Vir. Și iată ce important este și cât de veche este. Deci spuneam că este de acum 9 milenii, cu 9 milenii în urmă, anii 8000 înainte de Hristos, să spunem, cu aproximație. Nu știu cum a fost făcut exact datarea. S-au făcut și datări cu radiocarbon. Da? S-au făcut astfel de datări pentru că, spuneam, guvernul de la Belgrad și cercetătorii de acolo au dorit să extragă, să obțină toate informațiile care se puteau obține în urma cercetărilor desfășurate acolo. Cum este acest muzeu? Pentru că tot vorbeam și spuneam că este atractiv, este modern făcut. Da, conceptul modern. Explicați-ne cum e împărțit și muzeu. E împărțit pe aceste etape, cele trei etape de avem locuire, expoziția propriu-zisă în care sunt expuse artefactele, obiectele descoperite în timpul cercetărilor, dar avem și situl care a fost strămutat și care vă spuneam că este protejat, acoperit în prezent de o structură metalică și sticlă care se integrează foarte bine în peisaj. Vă spuneam că dacă călătorești pe Dunăre, muzeul îți atrage imediat atenția și bineînțeles că vei dori să-l și vizitezi. Da, da. Da, probabil că spuneați de 20 de euro taxa, mai mult pentru turiștii străini decât pentru vizitatorii locali de acolo. Diferite tarifele. Foarte interesant, foarte interesant și pentru arhitectura acestor locuințe ale oamenilor, a omului preistoric de la Lepenski-Vir și pentru aceste statuete. Da, care nu le mai găsești în altă parte. Pentru perioada respectivă, da? Mai puțin. Și încă enigma artei, care o ascund aceste statuete. Sunt foarte multe probleme neelucidate și vor rămâne în continuare să fie dezbătute de către comunitatea științifică. Deci sculpturile, vetrele, ce am mai vorbit despre cultul morților și pentru faptul că s-a descoperit ceramică într-un sit mezolitic. Da. Da, practicau și aveau și o economie productivă, cultivarea plantelor, creșterea animalelor, complementar modului de producție sau mai bine zis economia aceea de tip prădalnic, vânători, pescari și culegători. E posibil ca la un moment dat să fi îmbinat ambele tipuri de economie, economia de subsistență cu aceea de culegători. În 2014 veți merge din nou la Severin, poate veți vizita din nou și Lepenski-Vir, dacă se vor organizează. Aș dori să revin, pentru că vă spuneam că este o așezare deosebit de interesantă și de importantă pentru a înțelege mai bine aceste fenomene despre care se discută, mezolitic, epipaleolitic, neolitic, revoluție neolitică, economie de subsistență, viața spirituală din acea perioadă. Dacă vorbeam de 2014, poate îmi spune și ce proiecte mai aveți, pe ce șantiere mai mergeți, proiecte am dacă publicați și teza de doctorat. Nu știu, în legătură cu asta e greu să mă pronunț, dar sper să particip în 2014 la cercetări arheologice, probabil că la Radovanu. A fost la Radovanu până acum? Păi, cred că am fost vreo 10 ani, 10 campanii. Am discutat și în emisiunea am făcut acolo, dar am participat și pe alte șantiere, la Hârșova, la Ce ar mai fi nou de ce lucrări ar mai fi de făcut la Radovanu? Sunt foarte multe, pentru că acolo sunt mai multe puncte de cercetare. Avem și o așezare neolitică, care a fost studiată de către Eugen Comșa, într-o altă locație. Avem o davă getică, avem o așezare de epoca bronzului,
așezare din perioada de tranziție, de la Eneolitic la Bronz, cultura Cernavodă. Deci sunt foarte, foarte multe. Vă mai așteptăm, domnule profesor, să ne mai spuneți despre noile cercetări, așa cum ne-ați adus acum informațiile despre cultura Lepenski Vir și tot ceea ce reprezintă această istorie de pe malul drept al Dunării. Eu vă spun la mulți ani și sărbători fericite. Asemenea. Și dumneavoastră, dar urmăriți-ne și duminica viitoare pentru un nou recurs la istorie, unde vom prezenta enigme, legende, probleme controversate ale istoriei, așa cum v-am obișnuit. La revedere! La revedere!